Slăviți și binecuvântat să fie Domnul! Frați și surori, iată ne ajungi la cea de-a 10-a și ultima lecție din tematica noastră referitoare la lucruri vechi și lucruri noi, așa cum apar ele în Vechiul și respectiv Noul Testament. Scriptura de mai multe ori amintește despre Dumnezeu cum că El este începutul și sfârșitul, Alfa și Omega. Dar, în esență, Dumnezeu este fără început și fără sfârșit. Atunci, la ce se referă acest început și sfârșit? Înțelesul acestei limite este dat de lucrarea lui Dumnezeu cu omul de la Eden, locul în care a fost creat omul, până la noul Eden, locul unde va fi reașezat omul. De aceea, la finele Scripturii, Apocalipsa 22, de la versetul 13, se face referire foarte clară că finalul, acest sfârșit, va fi de fapt unde a fost începutul și se va intra în acea veșnicie care a fost până atunci și va continua după aceea. Eu sunt Alfa și Omega, cel dintâi și cel de pe urmă, începutul și sfârșitul. Ferice de cei ce spală hainele ca să aibă drept la pomul vieții și să intre pe porți în cetate. Iată că sfârșitul, repet, își va avea locul reîntâlnindu-se cu punctul de început, când omul creat va fi recuperat. Însă această recuperare, planul de mântuire, s-a desfășurat într-o simplă clasificare în cele așa numite vechi, care aparțin ale Vechiului Testament și cele noi ale Noului Testament. Toate lucruri pregătite de Dumnezeu, în care fiecare a trebuit să se încadreze potrivit cu vremea în care a trăit-o. Iată ce citim în Evrei, capitolul 2, și cu aceasta vreau să ne gândim la un evreu care a trăit acum mii de ani. În ascultare de Dumnezeu, el avea de împlinit lucrurile vechi. Noi astăzi, sau chiar un evreu care astăzi se pocăiește, are de împlinit lucrurile noi. Între ei nu există o contradicție de fond, dar de formă foarte clară. Cum știți că s-a întâmplat atunci când s-au schimbat lucrurile, foarte greu au înțeles oamenii. Dar și ei, cei de demult și cei de mai curând, trebuiau să fie cu luarea minte și să-L asculte pe Dumnezeu. Citim așadar din Evrei 2, de la versetul 1. De aceea, cu atât mai mult trebuie să ne ținem de lucrurile pe care le-am auzit, ca să nu fim depărtați de ele. Căci dacă cuvântul vestit prin îngeri, lor, celor de întâi, de demult, s-a dovedit nezguduit și dacă orice abatere și orice neascultare și-a primit o dreaptă răsplătire, cum vom scăpa noi? Dacă stăm nepăsători față de o mântuire așa de mare, care, după ce a fost vestită întâi de Domnul, ne-a fost adeverită de cei ce au auzit-o. În timp ce Dumnezeu întărea mărturia lor cu semne, puteri și cu felurite minuni și cu darurile Duhului Sfânt împărțite după voia sa. Așa a găsit Dumnezeu de bine să lucreze, în formele acestea. Vedeți, privind la acest întreg context al mântuirii, să vedem care au fost coordonatele mântuirii. Facem ca o simplă recapitulare, dar nu axându-ne în mod matematic spre a le reaminti pe toate, ci doar în a avea o privire de ansamblu, ca în final să rămânem cu ceva mai ușor de asimilat, de păstrat. Au fost coordonate vechi, așadar, și coordonate noi, diferite unele de altele. Dar și în cele vechi, și în cele noi, Dumnezeu a fost Cel ce a luat legătura cu oamenii. Chiar dacă s-a descoperit și s-a manifestat în mod diferit, și cele vechi, și cele noi,
priveau lucrarea mântuirii. De aceea se merită să trudim cu mintea noastră și să cerem ajutorul Sfântului Duh în a ne lumina și să ne gândim că Dumnezeu este atot înțelept. De ce a socotit El că e binevenit să așeze întâi unele și apoi să le înlocuiască cu altele? Doar putea, am socotit noi uneori, să fac o singură și simplă operație și să rezolve lucrurile. Dar dacă așa a făcut Dumnezeu, la ceea ce El a făcut, nu-i nimic de adăugat, de scăzut, nici de modificat. Rămânem aici în Evrei, citim din capitolul 1, de la versetul 1, unde autorul ne arată acest mod diferit, evolutiv, aș spune, al lui Dumnezeu de a lucra. După ce a vorbit în vechime părinților noștri, prin proroci, în multe rânduri, vă rog să rețineți, în multe chipuri, Dumnezeu la sfârșitul acestor zile ne-a vorbit prin Fiul, într-un mod diferit, pe care l-a pus moștenitorul a tuturor lucrurilor și prin care a făcut și veacurile. El care este oglindirea slavei Lui și întipărirea ființei Lui și care ține toate lucrurile cu cuvântul puterii Lui, a făcut curățirea păcatelor și a așezat la dreapta măririi în locurile prea înalte. Deci, același Dumnezeu s-a descoperit și lor, ca și nouă. Și pentru diferența aceasta este scris în Biblie că mulți proroci, prin Duhul, dându-și seama că Dumnezeu mai are altceva, mai frumos, mai înalt, mai desăvârșit, ar fi dorit și ei. Dar n-au apucat vreuna din zilele Fiului Omului. N-au apucat vremea noastră a Harului. Au fost oameni în diverse națiuni. Atunci au fost favorizați evreii. Deși regimul lor spiritual era unul mai canonic, cu niște reguli ritualice mai grele, nu lua, nu gusta, nu atinge, pe când în cazul nostru, schimbându-se modul de a lucra lui Dumnezeu, atingând o altă etapă, s-a simplificat situația, cel puțin din acest punct de vedere. Aș spune, pentru că și Scriptura face această comparație în Galateni, capitolul 4, că nu putea Dumnezeu să se descopere decât așa, în etape. Iată ce scrie aici Galaten 4 de la versetul 1. Dar câtă vreme moștenitorul este nevârstnic? Eu spun că nu se deosebește cu nimic de un rob, măcar că este stăpân pe tot și este sub epitrop și îngrijitor până la vremea rânduită de tatăl său. Tot așa și noi, când eram nevrăsnici, eram sub robia învățăturilor începătoare ale lumii. Dar când a venit împlinirea vremii, Dumnezeu a trimis pe Fiul Său născut din femeie, născut sub lege, ca să răscumpere pe cei ce erau sub lege, pentru ca să căpătăm înfierea. Deci trebuia ca omenirea să fie educată. Vechiul Testament a fost copilăria. Și de-abia după ce au înțeles ei niște lucruri de început, puteau să asimileze altele mai grele, mai superioare. De aceea, evreii, neînțelegând felul în care va lucra Dumnezeu, mesajele profetice s-au legat atât de strict de lucrurile vechi. Le reamintesc dintr-un singur pasaj biblic, Evrei 9, și aș vrea să ne gândim în timp ce citesc la lucrările de atunci, să ne imaginăm templu, preoții, evreii venind cel puțin de 3 ori pe an la locul de închinare, momentele lor de sărbătoare. Iată ce scrie aici de la versetul 1, Evrei 9, deci. Legământul dintâi avea și el porunci privitor la slujba dumnezeiască și la un locaș pământesc de închinare. În adevăr, s-a făcut un cort, în parte dinainte numită locul sfânt, era sfeșnic cu masa și pâinile pentru punerea înaintea Domnului. După perdea a doua se afla partea cortului care se chema locul preasfânt, unde era chivotul Domnului. Și adaug de la versetul 6, și după ce au fost întocmite astfel lucrurile acestea, preoții care fac slujbele intră totdeauna în partea de întâi a cortului.
Dar în partea a doua intră numai marele preot, odată pe an și nu fără sânge, pe care îl aduce pentru sine însuși și pentru păcatele din neștiință ale norodului. Vedeți că așa au fost concepute și lucrurile acelea, ca să arate că vine o a doua parte, unde avea să intre numai unul și acela, cum știm, a fost Domnul Iisus Hristos și cum citim de la versetul 24, același capitol. Deci, Vechiul Testament era, spune, nu în ideea strictă a ceea ce am citit, și a imaginii. Era prima cameră și urma să se intre în a doua. Dar citim acum de la versetul 24 despre Domnul Hristos, cel din tâi, care a intrat și ne-a deschis drumul. Căci Hristos n-a intrat într-un locaș de închinare făcut de mână omenească. După chipul adevăratului locaș de închinare, ce a intrat chiar în cer, ca să se înfățișeze acum pentru noi înaintea lui Dumnezeu. Și nu ca să se aducă de mai multe ori jertfă pe sine însuși, ca marele preot care intra în fiecare an în locul preasfânt cu un sânge care nu este al lui, fiindcă atunci ar fi trebuit să pătimească de mai multe ori de la întemeierea lumii până acum, la sfârșitul veacurilor. Dar s-a arătat o singură dată ca să șteargă păcatul prin jertfa sa, slăvit să fie Domnul. În Noul Testament, cum știți, ritualul este foarte simplu, botezul în apă, dar și acesta îl pricep greu unii. Și, potrivit cu ce scrie în Roman capitolul 6, el reprezintă moartea Domnului Hristos. Citesc doar versetul 3 și 4. Nu știți că toți câți am fost botezați în Iisus Hristos am fost botezați în moartea Lui? Noi, deci, prin botezul în moartea Lui, am fost îngropați împreună cu El, pentru că după cum Hristos a înviat din morți prin slava Tatălui, tot așa și noi trăim o viață nouă. Și după aceea, ce ritual ne mai rămâne? Cina Domnului, care este reamintirea morții Domnului. Deci la botez ne-am făcut una cu El în moarte și la cina Domnului ne reamintim de această lucrare. Doar aceste ceremonii privesc lucrarea mântuirii. În 1 Corinteni 11 cu 26 este scris, pentru că ori de câte ori mâncați din pâinea aceasta și beți din paharul acesta, vestiți moartea Domnului până va veni El. Dar în nou legământ toți sunt botezați și toți au dreptul să mănânce din pâinea aceasta și din paharul acesta să bea. Lucrurile acestea sunt simple de înțeles pentru oricine a fost luminat și a acceptat botezul în deplină încredințare și participă la cina Domnului cu acea amintire plăcută a morții Domnului și a legământului nostru cu El. Căci după cum evreii trebuia să serbeze Paștele reamintindu-și de eliberarea lor din Egipt și după cum trebuia să meargă la templu ca să știe că se întâlnesc cu Dumnezeu, pentru noi este mai simplu. Am spus doar cina Domnului, iar templu este însăși ființa noastră unde Duhul Sfânt își are locuința și prin care avem acces și comuniune cu Dumnezeu. Aș vrea acum să rețineți că, deși, așa cum am insistat să arat, lucrurile s-au schimbat. Și în Vechiul Legământ, și în Noul Testament, unele principii sunt aceleași. Astfel, întotdeauna a fost necesară credința pentru apropiere de Dumnezeu. Credința nu-i nouă. De credință a avut nevoie Abel, Avram, ca un exponent de seamă. De credință a avut nevoie Moise. Și toți evreii n-au avut dreptul și harul să vadă, chiar dacă li s-a arătat ceva pe munte, dar tot elementul credinței era fundamental, iar în Noul Testament el este cu atât mai evident. Pentru că, de exemplu, Domnul Iisus Hristos a fost o persoană istorică și sunt atâtea mărturii. Nu există despre nicio altă lucrare din istorie sau despre vreun om mai multe confirmări de orice natură ar fi ele, istorică, arheologică și altele colaterale. Și totuși, oamenii nu cred. Pentru că elementul credință
Este forma în care Dumnezeu a lăsat ca oamenii să se apropie de El. Evreul putea să aducă jertfă, dar dacă nu credea, nu l-a ajutat la nimic. Oamenii Noul Testament pot să se boteze, dar procedura în sine fără credință nu are nicio valoare. Să citim tot din Epistola către Evrei, din capitolul 4, pentru a reliefa rolul credinței. Citesc de la versetul 1. Să luăm dar bine seama că atâta vreme cât rămâne în picioare făgăduința intrării în odihna Lui, niciunul din voi să nu se pomenească venit prea târziu. Că și nouă ni s-a adus o veste bună ca și lor, evreilor, în vechiul legământ. Dar lor cuvântul care le-a fost propovăduit nu le-a ajutat la nimic, pentru că n-a găsit credință la ceea ce l-au auzit. Și-a tunat Dumnezeu de pe munte și l-a auzit cum a rostit cele 10 porunci. Dar n-a avut nicio valoare pentru ei. Pentru că citim din aceeași epistolă de la capitolul 11 cât de formativă și definitivă este credința. Evrei 11:1. Și credința este o încredere neclintită în lucruri nădăjduite, o puternică încredințare despre lucrurile care nu se văd. Și Dumnezeu nu se vede și lucrările Lui nu se văd. Pentru că prin aceasta cei din vechime au căpătat o bună mărturie. Deci nota Dumnezeu le-a dat-o prin credință sau pentru credință. Iată ce scrie apoi de la versetul următor. Prin credință pricepem că lumea a fost făcută prin cuvântul lui Dumnezeu, așa că tot ce se vede n-a fost făcut din lucruri care se văd. Sau versetul 6. Și fără credință este cu neputință să fim plăcuți Lui. Căci cine se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă că El este. Valabil pentru evreul din Vechiul Testament, valabil pentru credinciosul din Noul Testament. Astfel, dacă vom crede, El ne va și răsplăti căutările noastre, descoperindu-ni se. Așa sună versetul, răsplătește pe cei ce îl caută prin credință. E un fel de bâșbăială, zicea apostolul adresându-se celor din Atena. Dar totuși este o metodă, un mod superior tuturor celorlalte. Pentru noi ca și credincioși ar trebui să fie mai cu semnul întrebării un lucru care se vede. Poate e contrafăcut, poate nu-i original, nu-i real, poate este o halucinație, o slăbiciune a minții, un vis. Dar lucrurile care le-a afirmat Dumnezeu, dacă sunt crezute, ele sunt statornice și aceasta conferă fundament întregii noastre vieți. Dumnezeu să ne dea o credință potrivit cu ceea ce este scris. Și tot din Evrei, capitolul 12, citim versetul 2, unde este scris să ne uităm țintă la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre. Adică la Iisus, care pentru bucuria care a pus înainte a suferit crucea, a disprețuit rușinea și șade la dreapta scaunului de domnie a lui Dumnezeu. Deci credința trebuie să ajungă la un stadiu desăvârșit prin Domnul Iisus Hristos, prin relația noastră cu El. Dar totul, repet, totul este credință. Hai să mă adaug și din Galateni 3, unde dezvoltă această temă apostolul Pavel și avem aici un titlu, Legea și credința. Dar eu citesc numai versetele 9 și 11. Așa că cei ce se bizuiesc pe credință sunt binecuvântați împreună cu Avram cel credincios. Și 11. Și că nimeni nu este socotit neprihănit înaintea lui Dumnezeu prin lege este învederat. Prin expresia profetică reluată în Noul Testament. Cel neprihănit prin credință va trăi. Ce siguranță avem noi că ne-a iertat Domnul păcatele? Credem. Ce siguranță avem că vine după noi? Credem. Credința își va avea finalitatea la venirea Domnului. Toate acestea vor avea sfârșit, cum spune același Pavel, va rămâne dragostea. Dar până atunci, să ne păstreze Domnul credința, să nu ne-o pierdem.
Tot ca și o coordonată permanentă, valabilă în Vechiul și în Noul, este sfințirea, trăirea unei vieți fără de păcat. Aceasta a fost prima cerință a lui Dumnezeu. Crezi? Dacă crezi, atunci să știi că Dumnezeu este sfânt. De fapt, toată procedura vechi testamentală se învârtea în jurul rezolvării problemei păcatului. Domnul Hristos pentru aceasta a murit și noi, de asemenea, suntem chemați la sfințire. Uitându-ne în doi psalmi scriși de David, 32 și 51, ambii rostiți cu ocazia lovirii lui prin păcat. El a văzut dincolo de toate nevoia de sfințire, se simțea murdar, își vedea păcatul. Începe cu expresia ferice de cel cu fără de lege iertată, că de fapt asta era lucrul cel mai nobil ce trebuia atins. Și apoi zice el în versetul ultim, 11, neprihăniților, bucurați-vă în Domnul și veseliți-vă, scoate strigă de bucurie toți cei cu inima fără prihană. Sau psalmul 51, unde el, vă rog să vi-l imaginați, se prăbușește înaintea lui Dumnezeu. El face referire la sistemul Vechiului Testament, atunci a trăit el. Iată, de exemplu, ce zice de la versetul 16, dacă ai fi voit jertfe, ți-aș fi adus, dar ție nu-ți plac carnele tot. Jertfele plăcute lui Dumnezeu sunt un duh zdrobit. Dumnezeule, tu nu disprețuiești o inimă zdrobită și mâhnită. Începe el de la versetul 1, ai milă de mine, Dumnezeule, ai milă în bunătatea ta, după îndurarea ta cea mare, șterge fără de legile mele. El și-a dorit în alte împrejurări să stea înaintea Domnului și să cânte. Dar nu acesta era scopul principal al lucrării lui Dumnezeu, să adune cântăreți. Sau filozof sau orice altă categorie de oameni de care avea el nevoie. Scopul chemării lui Dumnezeu pentru omenire era să-i salveze din păcat. Și David, când a fost lovit de păcat, și-a dat seama că Dumnezeu nu are nevoie atunci nici să-i cânte, n-are nevoie nici de jertfe, le respinge, a înțeles că trebuie să-și rezolve problema păcatului. În ideea aceasta se înscriu toți cei din Vechiul Testament menționați cu acte de credință, prin jertfele lor, prin apropierea lor de Dumnezeu. Iată, rămânând la Psalmul 51, ce mai citim de la versetul 5. Iată că sunt născut în nelegiuire și în păcat m-a zămislit mama mea. Păcatul originar, adamic, despre care explică și Pavel în Romani. Dar tu cer ca adevărul să fie în adâncul inimii, fă dar să pătrundă înțelepciunea în lăuntrul meu. Curățește-mă cu isop și voi fi curat, spală-mă și voi fi mai alt decât zăpada. Versul 9, întoarce privirea de la păcatele mele, șterge toate nelegiurile mele, zidește în mine o inimă curată, Dumnezeule, pune în mine un duh nou și statornic. Dă-mi iarăși bucuria mântuirii tale și sprijinește-mă cu un duc de bunăvoință. Atunci voi învăța căile tale pe cei ce le calcă și păcătoșii se vor întoarce la tine. Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele, izbăvește-mă de vina sângelui vărsat și limba mea va lăuda îndurarea ta. Toți oamenii care, atunci când vin la biserică, încep prin a-și vedea păcatul și iertarea ca o necesitate primordială la un înțeles pe Dumnezeu. De aceea, Domnul a evidențiat acea rugăciune a vameșului și a fariseului. Unul s-a dus la templu și a crezut că la Dumnezeu trebuie să-i dea rapoarte despre niște activități ale lui făcute în slujba templului și a poporului lui Dumnezeu. Nu reiese din niciun cuvânt că fariseul ar fi fost consumat de starea lui de păcat. De altfel, ei greu recunoșteau că sunt păcătoși. De-abia când Domnul le-a punctat în cugetul lor starea de păcat și le-a zis să dea primul cu piatra care nu-i vinovat, și-au dat seama că, într-adevăr, sunt și ei de vină. Însă vameșul a fost consumat
n-a adus înaintea lui Dumnezeu nici măcar problemele lui pământești, poate avea și el diverse cereri, ci s-a frământat de păcatul lui. Citesc și din Noul Testament, pentru că spuneam că aceasta este o lucrare permanentă din Romani, capitolul 6. Și vreau ca o aplicație să înțelegem de aici, dragii mei, că întotdeauna, prima întrebare care trebuie să ne punem, Doamne, starea mea îți este plăcută? Sunt sfințit sau ai ceva împotriva mea? Atunci când ne rugăm, când venim la biserică, în orice situație, asta e prima grijă a omului. Evident, după credință, dacă nu crezi, nici n-ai cum să te rogi sau să accepti ideea că Dumnezeu te iartă. Deci Roman 6, versetul 15, în contextul harului, a noului legământ, ce urmează de aici? Să păcătuim pentru că nu mai suntem sub lege, ci sub har? Nici de cum. Pentru că aparent, dacă legea nu mai este să spună nu fă asta, nu fă pe cealaltă, omul s-ar socoti liber. Și totuși, este foarte esențială sfințirea. Pentru că scrie aici în versetul 22, dar acum odată ce ați fost izbăviți de păcat și v-ați făcut robe al lui Dumnezeu, aveți ca rod sfințirea. Iar ca sfârșit, viața veșnică. Vrem viața veșnică? Evident. Atunci, condiția este sfințirea, adică eliberarea, eliminarea păcatului. Aceeași idee o desprindem și din Evrei, capitolul 12. Și insist asupra acestei idei pentru că se instalează un soi de predicare în vremea noastră, este deja așezat, în mod special în Occident, unde se vorbește la modul generic despre Domnul Iisus Hristos că ne-a răscumpărat, dar în mod concret se evită a se aborda păcatul. Este atât de greu în vremea noastră și va deveni din ce în ce mai greu. Să întreb pe o femeie, m-a făcut Domnul la fântână, unde-ți bărbatul? Tu te adu-l aici, rezolvă-ți problema. Pare un atac la persoană, datorită noilor norme care se impun pe zi ce trece. Nu e vorba de a ataca persoana. Vrem să salvăm persoana. Dar nu poate fi salvată decât dacă este eradicat păcatul. Altfel n-a rezolvat nimic. Dar diavolul chiar asta vrea. Dar să citim, cum am spus, din Evrei, capitolul 12, de la versetul 25. Luați seama ca nu cumva să nu voi să ascultați pe cel ce vă vorbește. Căci dacă n-au scăpat cei ce n-au vrut să asculte pe cel ce vorbea pe pământ, cu atât mai mult nu vom scăpa noi dacă ne întoarcem de la cel ce ne vorbește din ceruri, al cărui glas a clătinat atunci pământul și care acum a făcut făgăduința aceasta, voi mai clătina încă o dată, nu numai pământul, ci și cerul. 28. Fiindcă am primit dar o împărăție care nu se poate clătina, să ne arătăm mulțumitori și să aducem astfel lui Dumnezeu o închinare plăcută, cu evlavie și cu frică, fiindcă Dumnezeul nostru este un foc mistuitor. Deci mare atenție la această chemare la sfințire. Și întoarcem în urmă la capitolul 10 pentru a vedea că e atât de evidentă și în Vechiul și în Noul Legământ. Asta nu s-a schimbat când s-a schimbat legământul. De fapt, când a trecut într-o altă etapă. Evrei 10, la versetul 25. Să nu părăsim adunarea noastră cum a unii obicei, ci să ne îndemnăm unii pe alții cu atât mai mult cât vedeți că ziua se apropie. Căci dacă păcătuim cu voia, după ce am primit cunoștința adevărului, nu mai rămâne nicio jertfă pentru păcate, ci doar o așteptare înfricoșată a judecății și văpaia unui foc care va mistui pe cei răzvrătiți. Și acum, refer la Vechiul Testament. Cine a călcat legea lui Moise este omorât fără milă pe mărturia a doi sau trei martori. Cu cât mai aspră pedeapsă credeți că va lua, cel ce va călca în picioare pe Fiul lui Dumnezeu va pângări sângele legământului care a fost sfințit și va batjocori pe Duhul Harului. Să ne păzească Domnul de păcat. Pentru că altfel n-am rezolvat nimic cu toată învățătura noastră, cu toată așteptarea noastră. Sfințirea a fost condiția Vechiului și a Noului legământ. Amin. Dacă ne încadrăm în aceste condiții, simplificând tot ce am spus, dacă credem
tot ce a promis Dumnezeu și dacă ne luptăm să fim sfinți, mântuirea este a noastră. Avem perspective mărețe. Avem perspective și împliniri imediate în viața aceasta și avem perspective veșnice. Dar condițiile care le-am spus deja sunt eliminatorii. De aceea, prima făgăduință pentru aici are de-a face tocmai cu eliberarea de păcat. Ni se schimbă statutul. Spuneam astăzi la înmormântare că înaintea lui Dumnezeu nu suntem chemați și apreciați după statutul nostru pământesc. Că unul e înțelept, altul este analfabet, unul este bogat, altul moare de foame. Aceste clasificări aparțin pământului. Singura împărțire definitivă este între sfinți și păcătoși. De aceea doar două cuvinte se vor rosti în final. Veniți sau duceți-vă. Să citim în ideea aceasta în Roman capitolul 8 pentru a vedea ce har avem de îndată ce am scăpat de păcat și suntem iertați, sfințiți. Ni se schimbă statutul. Roman 8, citesc de la versetul 28. Pe de altă parte știm că toate lucrurile lucrează împreună spre bine celor ce iubesc pe Dumnezeu și anume spre bine celor ce sunt chemați după planul Său. Căci pe aceia pe care i-a cunoscut mai dinainte, i-a și hotărât mai dinainte să fie asemenea chipului Fiului Său, pentru ca El, Domnul Iisus Hristos, să fie cel întâi născut dintre mai mulți frați. Dintr-o dată suntem frați cu Domnul, fiei Tatălui. Și pe aceia pe care i-a hotărât mai dinainte, i-a și chemat, și pe aceia pe care i-a chemat, i-a și socotit neprihăniți. Și așa ne și consideră, drepți, sfinți. Și pe aceia pe care i-a socotit neprihăniți, i-a și proslăvit. Deci ce vom zice noi în fața tuturor acestor lucruri? Dacă Dumnezeu este pentru noi, cine va fi împotriva noastră? Când Domnul era păcătos, Dumnezeu era primului împotrivitor. Când Domnul a fost sfințit, Dumnezeu e pentru noi. Tot cosmosul ne este favorabil, este aliat cu noi. Rămânem în stare de adversitate numai cu Satana. El, care n-a cruțat nici chiar pe Fiul Său, ci l-a dat pentru noi toți, cum nu ne va da fără plată împreună cu El toate lucrurile? Cine va ridica pâră împotriva aleșilor lui Dumnezeu? Dumnezeu este acela care îi socotește neprihăniți. Cine va osândi? Hristos a murit, ba mai mult, El a și înviat, stă la dreapta lui Dumnezeu și mijlocește pentru noi. Deci, dintr-o dată, avem un alt statut, aleșii lui Dumnezeu, favoriții Lui, îngrijește de noi, n-are cine ne sta împotrivă. Domnul Hristos stă la dreapta ca să finalizeze ceea ce a început pentru noi. Nu știu dacă apreciem toată lucrarea ce face Dumnezeu cu noi de la nașterea din nou până la împlinirea împărăției și ducerea noastră în raiul Său. Altfel, când am murit, ar fi doar cu un om mai puțin pe pământ. Dar așa, când murim, e cu un sfânt mai puțin în biserică și cu unul mai mulți la odihnă. Noi suntem pe lista Lui, suntem ai Lui. Am fost cumpărați, El ne poartă de grijă, lucrează pentru noi. De aceea să-i mulțumim lui Dumnezeu și să apreciem, cum scrie tot în Romani, starea de har în care ne aflăm. Pentru toate acestea, mărit și binecuvântat să fie Domnul. Duhul Sfânt este dat ca să se ocupe de noi, îngerii ne asistă, cât despre voi, spunea Domnul Iisus, până și perii din cap, toți vă sunt numărați. De aceea, în aceste condiții, după cum în Vechiul Testament Israelul a fost grijit de Dumnezeu, s-a preocupat de ei, la fel Dumnezeu se îngrijește de noi ca biserică. În Vechiul Testament a fost o diferență colosală între ceea ce se întâmpla cu evreii
și raportul lui Dumnezeu cu alte popoare. Hai să citim din Deuteronom, capitolul 28, ca să vedeți ce a însemnat pentru evrei harul lui Dumnezeu de îndată ce au încheiat legământ cu El. Deuteronom 28, citim de la versetul 8. Domnul va face ca binecuvântarea să fie cu tine, în grânarele tale, în toate lucrurile pe care vei pune mâna. Te va binecuvânta în țara pe care ți-o dă Domnul Dumnezeul tău. Vei fi pentru Domnul un popor sfânt, cum ți-a jurat El, dacă vei păzi poruncile Domnului Dumnezeului tău și vei umbla în căile Lui, toate poporile vor vedea că tu porți numele Domnului și se vor teme de tine. Domnul te va copleși cu bunătăți, înmulți rodul trupului tău, rodul turmilor tale și rodul pământului tău în țara pe care Domnul a jurat părinților tăi că ți-o va da. Domnul îți va deschide comoara Lui cea bună, cerul, ca să trimită țării tare ploaie la vreme și ca să te binecuvânteze tot lucrul mâinilor tale. Vei da cu împrumut multor neamuri, dar tu nu vei lua cu împrumut. Domnul te va face să fii cap, nu coadă. Totdeauna vei fi sus și niciodată nu vei fi jos. Și evreii țineau mult la aceste favoruri dumnezeiești. Trist este că n-au înțeles condiția. De aceea am discutat întâi de condiții. La fel sau cu atât mai mult, în nou legământ, noi suntem în grija lui Dumnezeu. Hai să citim din cuvintele Domnului. Matei 6. Numai că dacă nu se vede diferență între noi și lumea, atunci mă întreb, ne îndoim? Sau nu mai este valabil ce a spus Dumnezeu? Matei 6. Domnul spunea de la versetul 21, pentru că unde este comoara voastră, acolo este și inima voastră. Și apoi le spune să nu se îngrijoreze cu privire la problemele vieții pământești și concluzionează în ceea ce vă citesc de la versetul 31. Nu vă îngrijorați dar zicând ce vom mânca sau ce vom bea sau cu ce ne vom îmbrăca. Aceste frământări erau pentru evreii care se luptau pentru subsistență. Dar pentru noi, care vrem acum și condiții mai speciale și lux, sunt o ploaie de întrebări. Cum o să facem pe asta, cum o să realizăm pe celălalt? Fiindcă toate aceste lucruri neamurile le caută, Tatăl vostru cel ceresc știe că aveți trebuință de ele. Deci diferența dintre noi și lumea trebuie să fie ca cea dintre orfani și copiii din familie. Dar nu din orice familie, din familii înstărite, din familii cu părinți buni. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea Lui. Asta trebuie să fie grija noastră permanentă. Și toate aceste lucruri, care? De care avem nevoie în viața aceasta. Vi se vor da pe deasupra. Evident că asta nu înseamnă că să nu muncim, dar să nu muncim cu stres, să nu muncim cu lăcomie, să nu trăim muncind până într-acolo încât să nu ne rămână vreme pentru lucrurile sfinte sau cu turburare, certându-ne, ci acceptând cu liniște că Dumnezeu a spus că se va îngriji El de noi. De aceea, iată ce spune ultimul verset, de aici, din Matei 6. Nu vă îngrijorați, dar de ziua de mâine. Căci ziua de mâine se va îngrijora de ea însăși. Ajunge zile în cazul ei. Deci, cu alte cuvinte, avem și noi probleme. Da, dar noi purtăm numai așa câte o grijă de asta pe o zi. Pe când ceilalți poartă grijă de o viață întreagă. Noi știm că viitorul este în mâna lui Dumnezeu și astfel se explică cum familii numeroase, de exemplu, reușesc să se descurce și chiar să aibă binecuvântare, sau la fel se explică cum oameni cu diferite boli în trup, cum supraviețuiesc și Dumnezeu îi vindecă și se îngrijește de ei. Numai noi nu sesizăm și nu știm să apreciem și să mulțumim felul în care Dumnezeu se ocupă de noi. Deci, de îndată ce evreul
a intrat în legământ cu Dumnezeu. Sau credinciosul a fost botezat. El este scos de sub puterea satanei. Și totodată îi este asigurată bunăstarea, aș spune, în viața aceasta. Chiar dacă Noul Testament, cum am spus la momentul potrivit, nu se insistă pe bogății și pe lux, pentru că ne apropiem de sfârșit, dar aceste două coordonate sunt marea binecuvântare. Noi suntem ai lui Dumnezeu. Și dacă suntem ai lui, îngrijește ca de ai lui, mărit să fie Domnul. Avem însă perspective veșnice. Și acestea sunt mult mai înălțătoare. Noi așteptăm mântuirea finală, adică viața veșnică, și nu orice viață veșnică, în care din nou să ne luptăm așa ca într-o economie de piață, fiecare cu serviciul lui, cu greutățile vieții, o viață în fericire și în odihnă. Degeaba este scris în cartea Apocalipsei, ferice de acum încolo de morții care mor în Domnul. Ei se vor odihni de ostenelile lor. Cineva spunea, frate, dar vreau să mă odihnesc. Zic, da, dar nu scrie că se vor osteni de ostenelile lor, ci se vor odihni de ostenelile lor. Rămâne grija aceea zilei de azi. Nu o purtați pe cea de mâine, ca să putem adormi în pace. Eu personal chiar practic modul acesta. Mai se adună și la mine, în minte, frământări, probleme, și când seara nu mai pot să gândesc suficient de elaborat și să dau răspunsuri la câte mă frământă, am aplicat metoda aceasta, mă culc. Mă culc cu întrebările fără răspunsuri, că dimineața îmi vin mult mai ușor răspunsurile. Și câte nu ne vor veni nici până ne culcăm de neîngroapă, sigur ne vor veni la înviere. Deci, noi așteptăm o viață veșnică în fericire. Și gândul acesta trebuie să ne încânte. Dacă cineva aici pe pământ numai se gândește că urmează un concediu de 3 săptămâni și a câștigat premiul și merge nu știu unde, în ce insule, e fericit. Noi urmează să plecăm. Fie că ne duce cu vaporul, fie cu avionul, dar cumva mergem. Și de acolo nu mai venim înapoi. Ni se va spune ca și evreilor că nu mai avem de-a face cu Egiptul. A fost greșeala lor că unii mai târziu s-au dus. Dumnezeu le-a spus-o categoric să nu se mai întoarcă. Dar despre aceste lucruri vă citesc în Evrei capitolul 4. Unde scrie de la versetul 3, pe când noi, fiindcă am crezut, intrăm în odihna despre care a vorbit el când a zis, am jurat în mânia mea că nu vor intra în odihna mea, măcar că lucrările lui fusese răisprăvite încă de la întemeierea lumii. Face referire aici la ziua de odihnă, după ce Dumnezeu s-a terminat toate lucrările, dar în același timp le-a interzis să intre în odihnă. Versul 6. Deci fiindcă rămâne ca să intre unii în odihna aceasta și pentru că aceia cărora s-a vestit întâi vestea bună n-au intrat în ea din pricina neascultărilor, el hotărăște din nou o zi, astăzi, zicând în David, după atâta vreme, cum s-a mai spus mai sus. Astăzi, dacă auziți glasul lui, nu vă petreți inimile, căci dacă le-ar fi dat Iosua odihna, n-ar mai fi vorbit Dumnezeu după aceea de o altă zi. Rămâne dar o odihnă ca cea de sabat pentru poporul lui Dumnezeu, fiindcă cine intră în odihna lui, se odihnește și el de lucrările lui, cum s-a odihnit Dumnezeu de lucrările sale. Ce a făcut Dumnezeu după ce le-a terminat pe toate? Doar a enunțat constatarea că sunt foarte bune și s-a uitat la ele. Asta ne rămâne nouă în împărăția lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, aș spune, totul va fi funcționabil și ne rămâne doar să supraveghem funcționarea lor, să le urmărim mersul.
Aceasta reprezintă starea de odihnă. Când le ai, trăiești, te bucuri de ele. Că toate sunt, nimic nu lipsește. Și tot în ideea aceasta mai adăugăm din cartea Apocalipsei despre unele făgăduințe adresate bisericilor. Iată ce făgăduințe au fost puse în Apocalipsa 2:7. Aici, în mod concret, este scris pentru biserica din Efes, dar sunt în general valabile. Celui ce va birui, îi voi da să mănânce din pomul vieții care este în raiul lui Dumnezeu. Și asta înseamnă mai mult decât un algocalmin, că îți trece de dureri. Se regenerează tot în tine și trăiești veșnic. Versetul 11. Să asculte fiecare ce zice bisericilor Duhul. Cel ce va birui, nici de cum nu va fi vătămat de o a doua moarte și va trăi veșnic cu Dumnezeu. Și nu oricum, nu doar va trăi veșnic, ci am spus cu Dumnezeu, care ne așteaptă, ne dorește să fim împreună cu El. Amin. Ce vom face acolo? Spuneam duminica, și când am avut zi plină, că printre altele vom sluji și după ce slujești toți, știți, când vine câte un grup la noi sau câte un predicator, zicem să mai cânte o cântare. De bună seamă că nu vom fi mulțumiți să cânte David numai o dată în rai, nu? Sau unul ca Solomon sau ca alții, nu vom vrea să îl ascultăm numai 5 minute. Dar acolo, în împărăția lui Dumnezeu, omenirea va fi implicată alături de Dumnezeu în administrarea cosmosului pentru eternitate. Deci eu obișnuiesc să le spun oamenilor, e foarte important felul în care lucrează aici pentru Domnul. Dumnezeu va ține cont de aceasta. Unul care a lucrat cu 10 talanți, cu 5 sau cu 2 și a avut o administrare bună, a fost repartizat să primească 10 cetăți, 5. Că va fi o altă împărțire administrativă, teritorială și se va spune să ia în primire constelația X sau să răspundă de zona Y, nu știu cum va fi. Gândul veșnicii este noi, dar nu încap detaliile. Avem numai denumirea programului, dar trebuie intrat în conținut și asta nu avem încă acces, pentru că nu avem dotarea la minte suficientă. Dar rămânând tot aici în Apocalipsa, la făgăduințele pentru biserici, ascultați ce scrie tot în capitolul 2, la versetul 26. Celui ce va birui și va păzi până la sfârșit lucrările mele, îi voi da stăpânire peste neamuri. Le va cârmui cu un toiac de fier și le va zdrobi ca pe niște vase de lut, cum am primit și eu putere de la Tatăl meu. Nu că vor fi zdrobiți oamenii acolo. Va fi zdrobit sistemul lumii acesteia și în noua restructurare vom primi posturi. Sau, mai concret, în 3:21, celui ce va birui, îi voi da să șadă cu mine pe scaunul meu de domnie, după cum și eu am biruit și am șezut cu Tatăl meu pe scaunul lui de domnie. Oare ce vom face în cer? Ei, până una altă trebuie să ne facem treaba aici. Cum spune un vers, fii credincios și dacă ești portarul, sau poate ești în ceva mult mai jos. Fiecare să fie deplin credincios în lucru încredințat lui. Nu ți se cere altceva. Dar mă întreb dacă aici nu ne place lucrarea lui Dumnezeu să fim implicați. Și nu ne-am găsit gustul nicio activitate. Ce o să vrem să facem în cer? Afaceri private? Să stăm fără lucru? O să fie și în cer valabilă pilda aceea că au stat până în ceasul 11-lea? Dar dacă aici la adunare ne-a plăcut să venim,
Cred că vor fi lucrări colective. Ne-a plăcut să cântăm, am fost interesați. Dacă am aflat că trebuie să ajutăm pe cineva, cu ce am putut, am pus mâna. Ne-am pus mașina la îndemână. Ce posibilități ne va da Dumnezeu în cer să ne exprimăm dorul nostru de slujire? Sau m-am gândit, de ce Domnul Iisus evidențiază în Matei 25 și nu numai, grija față de un bolnav, față de un bătrân? În cer nu vor mai fi astfel de nevoi. Dar foarte posibil ca Dumnezeu să-i pună pe acești oameni care au fost grijulii cu alții la un serviciu special în cer, de a face bucurie celorlalți, de a le împlini fericirea din cer. Pentru că evident că acolo nu vom fi fericiți așa, fiecare intră în cămăruța lui, își spune rugăciunile, mătănii nu se vor mai face și apoi ne adunăm pe platou, așteptăm să ne dea drumul iar la ale noastre. Deci, Dumnezeu care, așa cum spuneam, a lăsat pe evrei să slujească într-un mod anume și evreului trebuia să-i placă, mă bucur când mi se zice, haide-mi la casa Domnului. La fel, creștinului trebuie să-i placă activitățile din vremea aceasta, din dispensația bisericii. Dacă i-a plăcut evreului și îmi plac ce mie acum, ceea ce Dumnezeu mă pune să fac, sigur îmi va place și în cer. E ceva de genul, să mă înțelegeți, copilul până este mic, e normal să joace. Dacă la un copil nu-i place să joace, spune că nu-i normal. Sau dacă un bebelaș mic nu vrea să consume din laptele matern, se dezvoltă foarte greu. Dar când este mare, când este tânăr, deja are alte gânduri, vrea să căsătorească. Trece prin aceste etape ale vieții, așa vom trece și noi în etapele acestea până în veșnicie. Dumnezeu să ne ajute. Și închei cu două idei foarte scurte. Tot ce am spus, legalitatea celor afirmate, certitudinea lor, se bazează pe revelația din Sfânta Scriptură. Foarte important. Ascultați ce scrie în 2 Petru, capitolul 1. Astea nu-s imaginații, dragii mei. 2 Petru, 1 de la versetul 16. În adevăr, zice apostolul, v-am făcut cunoscut puterea și venirea Domnului nostru Iisus Hristos, nu temeindu-ne pe niște basme meșteșujite și alcătuite, ci ca unii care am văzut noi înșine cu ochii noștri mărirea Lui. Deci tot ce spunem se bazează pe revelație. Moise a avut o întâlnire cu Dumnezeu, apostolii au pipăit și tot ce a fost scris este de autoritate divină, dată prin cei care au avut harul să scrie cuvântul Dumnezeu, să transmită mesajele sale. Că altfel imaginația poate să ne meargă nouă, să-l întrecem pe Jules Verne și să ne imaginăm noi raiul, ce știu cum. Nu. Nu ne permitem. Dar avem în schimb încredințarea că ce ne-a descoperit Dumnezeu e pentru noi. Știm că sunt încă multe lucruri ascunse, dar până una altă avem astea care scrise și în care ne încredem. Amin. Și ultima idee, care trebuie să rămână cea din tâi. Toate acestea au fost realizate și vor fi definitivate numai și numai prin Domnul Iisus Hristos. Numele Lui trebuie să fie în mintea noastră și frecvent pe buzele noastre. Ascultați-mă ce vă citesc din Efeseni 1, de la versetul 3, ca și o încurunare a tuturor celor spuse. Binecuvântat să fie Dumnezeu Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, care ne-a binecuvântat cu tot felul de binecuvântări duhovnicești și locurile cerești, în Hristos. Dar dacă nu era Hristos, cerul era tot acolo, dar nu eram noi. În El, Dumnezeu ne-a ales înainte în temerea lumii, ca să fim sfinți și fără prihană înaintea Lui, după ce în dragostea Lui ne-a rânduit mai dinainte să fim înfiați prin Iisus Hristos, după buna plăcere a voiei sale, spre lauda slavei Harului Său pe care ne l-a dat în preaiubitul Lui. Vedeți cum toate se învârtesc în jurul Domnului Hristos? În El avem răscumpărarea, prin sângele Lui iertarea păcatelor. După bogățiile Harului Său, totul este prin El
Și mai citesc și din Coloseni 1, o ultimă referință, de la versetul 15. El este chipul Dumnezeului celui nevăzut, cel întâi născut din toată zidirea. Pentru că prin el au fost făcute toate lucrurile care sunt în ceruri și pe care noi o să mergem să le vedem într-o zi. Și pe pământ, cele văzute și cele nevăzute, fie scaun de domnii, fie dregătorii, fie domnii, fie stăpâniri, toate au fost făcute prin el și pentru el. El este mai înainte de toate lucrurile și toate se țin prin el. Versetul 19, căci Dumnezeu a vrut ca toată plinătatea să locuiască în el și să împace totul cu sine prin el, atât ce este pe pământ, cât și ce este în ceruri, făcând pace prin sângele crucii lui, slăvit să fie Domnul. Dragii mei, ne rămâne să mai vorbim în cer și cu cei din Vechiul Testament, ne-am întâlnit cu ei. Dar atunci și acolo și pentru eternitate nu va mai funcționa nici sistemul Vechi Testamental, nici acesta încă nedesăvârșit și vom fi împliniți în veșnicia viitoare. Și cum spuneam, vom lucra împreună cu Dumnezeu, dar nu vom uita niciodată de răscumpărarea noastră prin Domnul Iisus Hristos, a Lui să fie slava în vecii vecilor. Amin.